Mi-a vorbit azi femeia părăsită de patul ei. În gări, cioața vine fără semnale și toate nopțile își aparțin dincolo de noi, în albele zile, fără odihnă. Există păduri, copacul cu propria lui concurență se luptă, mereu ca deținuții prin strâmtele curții interioare. Așa alunecă femeia părăsită lângă nopți, cu pieptul frumos luminând un peron. Cine mai știe astăzi iubi? Și cine este atât de erou să primească neeroica moarte pentru vina de a fi privit o femeie mai îndelung și mai deplin decât propriul său timp? Mi-a vorbit femeia părăsită, adunând trei oameni la dreapta și trei la stânga și în cutia poștală câțiva. Cu noi omenirea se volatilizează după sezon și puteam să nu mai aștept. Prea se dezbracă încet cuvintele, noaptea în pat pe-ntuneric. Aduce aminte, Minodora, când ciocăneai dimineața la cocoașa mea și dinăuntru se auzea Nilul susurând și palmierii și viperele mici și galbene ca niște jartiere de damă și glasul lui Ramses proaspăt trezit din somn când tocmai te visase în slipul tău triunghiular în care clipea ochiul lui Dumnezeu. Ții minte cum mergeam împreună la servici, cum mâncam covrici cu Susan și tu îți ridicai puțin noaptea de pe ochi, s-a mai plătit lumina, mă întrebai. Erai pudic, eu te duceam cu vorba, îmi plăcea întunericul tău, mă bălăceam în el până ajungeam pe emisfera cealaltă. Acolo mă așteptau 20 de băieței. Ascuțeau creioane. Voiau să știe ce mai face Ramses. Le răspundeam: vorbește la telefon.